Bun găsit! Sunt Șervan Stănescu și astăzi vom discuta în cadrul cursului 24, Respirația și angoasa anxietatea, despre respirația conștientă și câteva efecte importante care decurg din aplicarea acestui exercițiu. Voi începe prin a preciza că aceste efecte le-am obținut în timp. Atenție, în timp. Practic zilnic exercițiile de respirație conștientă deja de 20 de luni. Chiar dacă la început efectele au fost dificil de sesizat, după circa 2 luni de practică zilnică, au început să observ anumite corelații. Eliminarea tensiunilor. Atunci când te preocupă dezvoltarea personală, unul din aspectele de care te ocupi în mod particular este eficiența muncii tale. Se pare evident. Dacă în alte condiții efectele aparaturii electrocasnice asupra sistemului nervos trec neobservate, atunci când îți desfășură activitatea la calculator, cum este cazul meu, multe ore aceste efecte se resimt. Se acumulează tensiuni, și acest lucru se reflectă printr-o stare de oboseală progresivă. Dacă adăugăm la asta și faptul că este o ocupație sedentară, cum se spune, atunci imaginea este elocventă. Poate că mi-ar fi fost mult mai greu să-i remarc, dar în 2019 deja reflectam la cursul video care acum se derulează, deja de 5 luni, și mă ocupam în acel perioada de vibrațiile fundamentale. Cum prima vibrație este Pământ, am trecut în revistă fenomenele cu care m-am întâlnit mai des și despre care am vorbit în cursul 6. Așa am făcut corelația între acumularea tensiunilor și respirație. După ce mi-am focalizat atenția asupra acestui aspect particular, anume legătura dintre tensiuni și angoasă, depresie chiar, mi-am dat seama că aici este implicat un mecanism mai complex care are legătură cu concentrația de oxigen din sânge. Atenție! Concentrația de oxigen din sânge. Anii de practică yoga m-au ajutat să conștientizez că direcția de explorat, cea mai valoroasă, este să mă documentez cu privire la efectele hipoxiei. Hipoxie înseamnă conținut scăzut de oxigen în sânge. Și ale hipoxemiei. Am inclus în bibliografia din descriere și niște articole pe această temă, pentru a evita să intru aici în detalii. Ajuns în acest punct, mi-am propus să analizez cu foarte mare atenție fazele instalării acestor stări interioare și să corelez cu perioadele de surmenaj și depresie prin care am trecut de nenumărate ori. În primă instanță am făcut corelația dintre efectul respirației conștiente și eliminarea tensiunilor. Fac o mică paranteză. Cei care veți începe să practicați sau deja ați început să practicați sau practicați o perioadă mai lungă, ați observat cu siguranță că vă vine să căscați. Deci cu cât practicați mai mult, cu atât tensiunile se elimină prin această formă, căscat. În perioada când am lucrat la cursurile în care am vorbit despre creier și corelația dintre vibrații și creier, am dat peste o informație mai precisă privind consumul de oxigen la nivelul sistemului nervos și astfel
au întregit tablou cu o informație interesantă. Creierul, sistemul nervos, consumă 25% din cantitatea de oxigen vehiculată în mod obișnuit prin organism. Deci, practic, un sfert din oxigen se consumă aici. Așa am reușit să conștientizez corelația dintre respirația superficială, specifică ocupațiilor predominant statice, sedentare, ritmul cardiac relativ lent și concentrația scăzută de oxigen din corp cauzată de ventilația superficială. Poate cu altă ocazie, într-un curs dedicat, o să discut asupra formelor de respirație. Noi, în general, folosim ori respirația toracică, ori respirația abdominală. Niciodată toate cele patru forme de respirație. Am spus, o să revin. Informațiile au început să se coreleze și astfel am înțeles, pe de o parte, că este necesar să continui practicarea respirației conștiente, pe de alta că influența negativă a oxigenării insuficiente conduce la aceste simptome neplăcute, iar dacă deficitul de oxigen persistă în timp, se instalează o formă de hipoxie cronică, fără a fi o formă de hipoxie letală, adică o hipoxie profundă și accelerată pe o perioadă scurtă de timp, evident, dar se instalează o formă de hipoxie din asta mai puțin perceptibilă. Treptat, lansul consecințelor a ieșit la iveală și mi-a propus să analizez cu maximă atenție fazele incipiente. Până la urmă, interesul este să știi când începe un lucru mai puțin constructiv, să spun așa. Apatia. Toți ne confruntăm cu acest fenomen, apatia. Puțin dintre noi însă, atenție, conștientizăm faptul că apatia este debutul viitoarelor depresii. Apatia ca emoție face parte dintre emoțiile care semnalează două aspecte importante. Oboseala fizică accentuată și nivelul redus de oxigen în corp. Trebuie să recunosc că conștientizarea acestor conexiuni a însemnat o muncă titanică pe o perioadă de multe luni consecutiv. Voiam însă să elucidez povestea asta a acestui lans de emoții destructive, apatia, angoasa, anxietate, panică. Cum spuneam, am vorbit despre acestea în cursul 6. Cum se rezolvă însă? Mai simplu, am descoperit cu o încetineală chinuitoare. Este poate motivul principal care m-a convins să realizez acest curs. Tensiunile și apatia. Din ce în ce mai des și din ce în ce mai mulți oameni se confruntă cu oboseala, cu apatia și cu formele mai puțin plăcute ale acestei emoții, anxietate, panică, frică, groază. Avem nevoie să înțeleg în interiorul meu ce se petrece, așadar mi-am notat chiar să elucidez și să fac corelațiile în scris. E simplu deja, ca să le pot revedea și să încep să fac conexiuni din ce în ce mai profunde. Poate o să abordez într-un curs ceva mai târziu și terapia prin scris. Mi s-a părut prea stranie coincidența dintre momentele de leneveală, când făceam un număr mai mic de exerciții de respirație conștientă și momentele de entuziasm, când făceam multe exerciții. Astfel am remarcat că se petrece sistematic un fenomen. Ori de câte ori scădeam numărul de exerciții, mă cuprindea o stare de apatie însoțită de senzația de oboseală și somnolență foarte pronunțată. Marea majoritate am observat că undeva în zonele 13, 15, 16 ne cam ia somn. E, despre ce e vorba? Deși la început mi-a fost greu să fac corelația între nivelul oxigenului din sânge și apariția suspect de sincronizată a acestor simptome,
a acestor manifestări, mi-a venit ideea să măsor radiestezic concentrația de oxigen. Îți dai seama că e destul de greu să faci o corelație cu niște fenomene care le poți vedea până la urmă și nu oglindă, că te uiți la tine și arăți ca un koala care vrea să doarmă tot timpul. Scuze. Mă amuză imaginea pe care am evocat-o. Deci, ori de câte ori se instala moleșala, concentrația de oxigen era scăzută undeva sub 60%. Întrucât îmi lipsesc datele dintr-un studiu detaliat privind acest aspect, am căutat, dar am găsit doar referințe foarte vagi, niciun studiu făcut într-un laborator din ăsta de dinamica respirației sau ceva similar. Probabil că ar trebui să găsesc un institut de cercetare să vedem ce publică. Închid paranteza. Deci, întrucât îmi lipsesc datele dintr-un astfel de studiu detaliat, am considerat că o concentrație normală ar fi de 85%. După cum se poate deduce, o pierdere de 25% a aportului de oxigen poate însemna destul de mult dacă mă gândesc la starea care vreau mă încerca. La început, bineînțeles, remediul era să mă culc 2-3 ore. Din păcate, deși fizic resimțeam oarecare revenire, la nivel profund însă, psihic, de exemplu, efectele persistau. Așa mi-am dat seama că, de fapt, aici aspectul critic este concentrația oxigenului în sânge, în corp, care rămâne practica aceeași, oricât am dormit. De ce? Pentru că în timpul somnului respirația e superficială. E nevoie de ani de zile de antrenament ca și în timpul somnului să avem o respirație ceva mai profundă. Fără să intru în alte detalii, precizez acum că după circa 6 luni de verificări m-am convins că respirația conștientă este cel mai natural remediu, atenție, este cel mai natural remediu pentru mai multe tipuri de dezechilibre, dar poate cel mai important este gama de emoții negative enumerate. Angoasa și anxietatea. Cercetările efectuate m-au ajutat să identific modul în care evoluează aceste stări negative. Există, am spus în cursul 6, e vorba de frica de necunoscut. Dar fără să iau discuția, am făcut doar precizarea, care are mai multe gradații, da? Deci evoluează de la foarte slab la paroxist. Deci e vorba de intensitatea unei și aceleași emoții și le numim în modurile acestea. Deci, dacă lipsa oxigenului a apărut, deci nivelul de oxigen din sânge a scăzut, în corp se declanșează semnalele pe care le numim oboseală, neatenție și apatie. Dacă se menține deficitul de oxigen pe de altă parte, apatia se transformă în anxietate care, dacă se păstrează condițiile improprii de oxigenare, escaladează în timp sub forma panicii, apoi a fricii, a groazei și în final se ajunge la teroare. Am să fac o paranteză aici pentru că mi se pare important. Eu am făcut niște eforturi deosebite ca să descoper chestiile astea. Cine vrea să mă verifice, ok să o facă, dar o face pe riscul lui. Dacă intrați, eu am capacitatea naturală de a mă redresa din depresie, chiar dacă durează mai mult. În ultima vreme durează puțin. Deci ating o fază paroxistă, să zicem o jumătate de zi, după care tractarea, acum știu și ce am de făcut și mă pun pe picioare. Dar pentru cineva care îi lipsește din naștere capacitatea de a face treaba asta de unul singur, e nevoie de intervenție medicală și lucrurile se pot complica foarte tare. O știu din experiență direct, fără să intru în oameni. Prin urmare, recomandări cu caracter preventiv profilactic. Atenție! Deci ce urmăresc eu prin ceea ce recomand este să previn ajungerea în acel punct în care
practic depresia s-a declanșat chiar dacă e o formă foarte ușoară. Deci pe noi ne interesează să evităm astfel de situații și ca să le putem evita, trebuie să procedăm într-un anumit fel. Asta recomand eu în continuare. Deși respirația conștientă poate fi folosită și în cazuri de depresie, panică, groază, pentru un om neobișnuit cu practicarea respirației conștiente zilnic, a practica un număr mare de exerciții de respirație brusc poate conduce la hiperoxie. Vezi în articole ce înseamnă, caută pe Wikipedia. Motiv datorită căruia astfel de remedii trebuie aplicate gradat și sub îndumarea unui practicant cu ani de experiență directă. Există instructori de arte marțiale care cunosc tehnici de respirație, știu cum trebuie lucrat, deci adresați-vă unui astfel de instructor. De multe ori iau și specializări, deci este preferabil să procedați cu prudență. Din acest motiv am considerat că este mult mai bine și mai nimerit să recomand practicarea respirației conștiente înainte de apariția acestor simptome ale lipsei de oxigen în corp. Deci este motivul pentru care am descris cu atât de multe amănunte ce se petrece, ca să înțelegem și să prevenim ajungerea în situație. De ce? Apariția simptomelor lipsei de oxigen în corp e nedorită. Deci trebuie să facem în așa fel încât să prevenim instalarea unei forme de hipoxie cronicizată, adică permanentizată, ale cărei consecințe sunt extrem de diverse și cu implicații asupra bunei funcționări a întregului organism. Durează prea mult să fac inventarierea tot ceea ce se întâmplă pas cu pas. În esență, dacă respirăm superficial, ceea ce cam toată lumea face, încet, încet organismul ajunge din deficit mic în deficit mic în deficit mic, care se cumulează în timp, deci are efect cumulativ. Creierul, sistemul nervos în general, este într-adevăr cel mai afectat de insuficienta oxigenare. Gândim încet și prost, cu alte cuvinte. Dar lucrurile evoluează negativ în continuare, așa cum este ușor de înțeles. Mai fac o paranteză. Atunci când cantitatea de oxigen este redusă, primele două creiere care intră în funcțiune și preiau comanda asupra corpului sunt, evident, creierul reptilian, adică primul nivel de conștiință, care se manifestă prin agresivitate sau victimizare, și creierul limbic, care se manifestă prin emoții, în situația dată emoții negative. Deci, atenție! Conexiunile sunt deosebit de complexe. Musculatura și activitatea sunt direct afectate de asemenea și digestia, care de asemenea consumă foarte mult oxigen, majoritatea proceselor biochimice, deci reacțiile chimice care au loc în organismul nostru, având la bază reacții chimice de oxidare, în care se consumă mult oxigen. Cu acesta tablou în minte, cred că este lesne de înțeles cât de ample sunt efectele negative ale respirației superficiale. Dacă luăm în considerare și stresul cauzat de multitudinea de noxe din mediul de viață, care reprezintă solicitări suplimentare, continui ale organismului, probabilitatea unei vieți normale este astăzi foarte scăzută, fără măsuri de compensare. Cum a respira conștient este o chestiune abordabilă de către oricine, fără a fi necesară o pregătire sofisticată și studii teoretice de nivel academic, am considerat că este benefic să împărtășesc această experiență cu toți cei interesați să-și îmbunătățească viața calitativ, deci calitativ, și poate cel mai important, să elimine cea mai mare parte a tensiunilor care se acumulează din oră în oră, conducând la efecte negative care, neadresate la timp,
se agravează transformându-se în dezechilibre cu caracter permanent, adică boală, sunt numite în mod comun. Am să fac o paranteză. Am studiat problema sau fenomenul acumulării tensiunilor. Interesant lucru este, mai ales în perioada de început, în primul an de practică, mă confruntam foarte des cu eliminarea tensiunilor prin căscat. Și era, mi se părea straniu faptul că eu făceam exerciții de respirație și de fiecare dată când treceam la calupul următor, deci eu le dispersez pe întregul parcurs a zile, astfel încât să îmbunătățesc cât de cât repartiția oxigenului pe întreaga durata zilei, cel puțin cât sunt activ. Și observam o cantitate uriașă de tensiuni care se eliminau în felul ăsta și mi-am pus problema mea, ce se întâmplă? După care mi-am dat seama, stau în fața calculatorului, curenți electrici, radiațiile de la monitor, asta repede, da? Mai am pe lângă mine și un frigider, trepidații, deci sunt destul de multe stresuri, hai să le spunem, în mediu. Discuția e prea lungă. Închid paranteza. Deci, așteptăm să ne dai vești bune ca urmare a practicării respirații conștiente. Să-ți fie de folos. Săptămână luminată, îți spun Monica Stănescu și Șervan Stănescu. Pe sâmbăta viitoare. Thank you.